Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Asta e perioada foarte dificilă și, mă rog, nu glumim deloc. Trebuie să vorbim neapărat despre ce se întâmplă. Pentru că e o chestiune care ne privește pe toți. Pandemia, orice epidemie, este o problemă comună. Așa cum, din păcate, nu înțeleg încă milioane de români în această țară, dar orice fel de epidemie este o problemă a comunității. Asta înseamnă epidemie. Este o boală contagioasă care trece de la un om la altul și de aceea rezolvarea ei nu poate fi decât comună. Bun, revenind, l-am așteptat cu toții cu foarte mare interes pe președintele Iohannis ieri seară, ieri după masă, să iasă să spună ce a făcut la ședința pe care anunțase cu o zi înainte, în regim de urgență. Adică a venit... Mă rog, regimul lui de urgență de pe zi pe alta... Da, este uluitor în continuare cum... în ce viteză lucrează domnul președinte. Încerc să nu fiu prea critic, că nu vreau să descurajez pe nimeni, dar mi se pare în continuare total de neînțeles. Cum e și spui, situația este teribil de gravă, este o criză îngrozitoare, sunt 560 de morți într-o zi, trebuie să facem ceva neapărat, nu mai putem aștepta nimic. Hai, mai vorbim mâine, când o să fac eu o ședință. După amiază pe la 5. După masă, bun. Și a făcut ședința pe la 5 și jumătate, după care domnul președinte a ieșit și a anunțat niște măsuri. Și acum le-ați auzit probabil la știri. A fost interes foarte mare pentru discursul domnului președinte. Toată lumea a vorbit după aceea și pe rețele. Înțeleg că și prin oraș, pe unde erau televizoare deschise, oamenii s-au oprit și s-au uitat să vadă ce spune, pentru că situația este într-adevăr dramatică. Și când e o situație dramatică, te întorci către un lider, să vezi, bun, unde o să ne conducă omul ăsta, că avem nevoie de cineva care să ne spună și nouă ce să facem, nu? Deci, haideți să vorbim despre asta. 0372069599 e numărul nostru de telefon. Trimiteți-ne și mesaj audio, dacă vreți, pe WhatsApp 0728313232. Avem câteva minute pentru asta, începând de la 7:40. Deci până atunci să reamintim. Deci domnul președinte a anunțat noi restricții. Începând de luni, vacanță școlară, 2 săptămâni. Și întrebarea noastră era, dar nouă, de ce nu ne-a dat cineva o vacanță? Adică... au legat-o. Cei mici, clasele, da, 0-4, aveau vacanță oricum. Bun. Și au zis, hai, toată lumea în vacanță. Începând de luni, este vacanță școlară. 2 săptămâni. În speranța că asta o să frâneze, probabil, valul ăsta teribil 4. Pentru că e clar că durata e prea mică ca să poată să-l închidă, să-l întrerupă. 2 săptămâni este minimum ce se putea face. De luni, spune domnul președinte, masca redevine obligatorie peste tot. Acum... în sensul că și dacă te plimbi singur, că acum eu așa știam, că doar dacă te plimbi singur ai voie să nu porți sau ceva. Asta zic, adică sunt foarte multe localii, practic peste tot e incidență de peste 6 la 1000. Unde este incidență de peste 6 la 1000? Din câte știu eu, poate mă înșel și vă rog să mă corectați dacă mă înșel și greșesc eu. Unde este peste 6 la 1000, e obligatoriu să porți mască. Atunci... bine, se întâmplă, care e, nu înțeleg. Am mai vorbit asta, în București. Și doi, dom'le, bun, e obligatoriu să porți mască, dar dacă nu și aplici niște măsuri, dacă nu pedepsești pe cei care nu poartă mască, atunci ce obții? În București e obligatoriu să porți mască, inclusiv pe stradă, acum, da, în absolut orice condiții. Și ați văzut probabil că la știri zilele astea, polițiștii se plimbă deja prin zonele centrale. Bun. Și fac recomandări. Hai să zicem, e mai mult decât nimic să redevină obligatoriu portul măștii peste tot, oriunde, și în interior, și în exterior. Și este o măsură de prevenție care funcționează. Adică s-a demonstrat în aceste luni, multe luni care au trecut de la începutul pandemiei, că dacă toată lumea într-o comunitate poartă corect masca, atunci nivelul de transmisie a virusului scade semnificativ. Nu oprește cu totul, dar scade semnificativ. Circulație restricționată noaptea, cu excepția vaccinaților și în cazuri motivate. Era. Dar nu știu ce să spun despre asta. Poate că era, poate că nu știu. De habar cum, până ieri nu era... noaptea interzis, da, peste tot, de la ora 22. Bun. Parcă nu era 8, era 10, nu mai țin. Și acces cu certificat QR la multe activități. Domnul președinte n-a spus care, dar a zis ok, este urgent și vineri guvernul o să gândească pentru luni. Ieri a fost miercuri, deci joi, vineri, azi e liber, duminică. Azi nu așteptăm nimic. Sigur, înțeleg că sunt niște procesiuni religioase în weekend și poate că de asta nu au putut fi impuse restricții, dar pe de altă parte, guvernul, vă reamintesc, e guvern interimar. Nu prea poate să ia multe decizii.
Eu unul, dar poate că sunt eu diferit. Eu mă așteptam la niște măsuri mult mai stricte în condițiile date, în condițiile în care deja se pun morți în saci, pe holuri, în spitale, la morgile dau pe afară, să cozi de ambulanțe, adică mă așteptam la niște măsuri mult mai stricte, poate așa cum au fost luate măsuri în multe țări civilizate, unde nu mai e permis accesul nici măcar la locul de muncă, fără certificat verde, de exemplu. Sau, bun, nu suntem în America, dar în America companii foarte mari și-au anunțat angajații că dacă nu se vaccinează, nu dacă vin cu teste sau ceva, pleacă acasă și s-au vaccinat toți. Deci, 0372069599, numărul nostru de telefon, vă așteptăm să ne sunați și să intrați în direct cu noi și să spuneți ce părere aveți despre aceste măsuri, dacă vi se par ok, suficiente, prea puține, inutile sau foarte bune. Sunați-ne să vorbim un pic și de asemenea mesaje pe WhatsApp 0728-3132. Vă așteptăm, haide, sunați-ne. Dragii mei, avem și un efect de domino. Sistemul sanitar este la pământ, sistemul educațional este la pământ. Avem situații în care și cei vaccinați sunt infectați și avem aceeași situație în care contactii direct ai celor infectați și care sunt vaccinați poate să iasă liber pe stradă. Cred că un lockdown, opiua generală pentru cel puțin o lună de zile ar fi mai mult decât necesar. Bun, întrebarea mea este, ok, să punem cazul, lockdown general, o lună, frânezi într-adevăr valul 4, se știe asta, adică frânezi pandemia, după care, după o lună, trebuie să relaxezi lucrurile, nivelul de vaccinare este scăzut, o luăm de la capăt, ce rezolvă un lockdown de o lună dacă nivelul de vaccinare rămâne jos? Bună dimineața! Astea sunt apă de ploaie, restricțiile astea. Da, circulația noaptea, dacă ai un motiv anume și sigur se găsește, poate să circule oricine, inclusiv cei de vaccinați. Acces la evenimente, ce evenimente mai sunt acum? Că nu mai sunt. A venit toamna, vine frigul, deci fără evenimente. Vacanța școlară, un fâs. Asta este o invitație la plimbat prin mall-uri, pe la munte, că marea nu mai e cazul. Deci nu, asta nu este acestea nu sunt măsuri. Acestea sunt niște informații ireale. Deci nu-mi vine să cred în situația în care suntem, președintele ăsta abia se mișcă. Jur, deci suntem o țară și fără guvern, dar și fără președinte. Mesaj de la Miron din Alba. Mă, parcă am auzit-o pe maică, mai știi care era. Ai, abia te miști, hai odată. Da, da, era foarte prinsă. Zice, am fost la 6 nunți în ultima lună. Da, nu m-a întrebat nimeni nimic. Da, corect. Robert, bună dimineața. Bună dimineața, Robert. Bună dimineața. Da, mulțumim că aștepta pe linie, te rog. Din punctul meu de vedere, cred că aceste măsuri au fost luate mult prea târziu. Să facem o analogie. Pe noi ne atacă cineva astăzi și noi răspundem peste vreo 5 zile. Totodată, cred că aceste măsuri au fost luate sau se vor lua de luni, pentru că până ieri, de fapt, biserica n-a ieșit public cu nicio declarație. Inclusiv după afirmațiile celor doi prelați, cel de la Giurgiu și cel de la... Ba da, au dat aseară, au dat ieri un comunicat în care... Corect, dar comunicatul a venit ieri, după, eu cred că a fost o discuție între domnul președinte și un alt preasfințitul patriarh, da. Pentru că știți foarte bine, în București urmează procesiunea Sfântului Dumitru. Uh-huh. Mi este foarte greu să cred că domnul Iohannis nu a discutat cu... Păi foarte bine, așa ar trebui să... n-ar trebui să facă asta? Adică, care e problema că ai discutat? Chiar cred că ar trebui să discutăm mai mult. Poate obținem... Știi ce se întâmplă în mediul rural? Mulțumesc, Robert. În mediul rural, dacă nu obții... Adică dacă nu aduci biserica alături de efortul de vaccinare, nu poți să mergi mai departe. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar asta este. Și atunci, unde sunt eforturile statului de a face un parteneriat cu biserica pe subiectul ăsta? Matei, bună dimineața! Bună dimineața, Matei! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Dragilor, te rog. Interesant subiectul ca de fiecare dată. Mă bucur că v-am prins. Da. În drum spre servici, sigur,
dacă luăm prima măsură, care pare, eu știu, cu impactul cel mai mare, cred eu, vacanță 2 săptămâni. Nu știu care este efectul. Gândiți-vă, sunt părintele unui adolescent de 17 ani. Știți care a fost reacția lui ieri când a auzit că se discută despre asemenea măsură? Super, o să ne întâlnim la mall cu colegii. Deci, lângă faptul că îi scoatem din ritm după o lună și un pic de școală, ei nu vor sta acasă, închiși în casă. Da. E, dacă copii aici doresc să socializeze, pleacă să socializeze, da, bun. Poate mai depinde și de noi acum. Depinde și de părinți, sigur că da, și depinde și de autorități să facă ce trebuie făcut pentru impunerea acestor măsuri. Mai avem timp? Câteva secunde, doar pentru Costel, bună dimineața. Bună dimineața, Costel. Bună dimineața. Te rog. Da, cred că, părerea mea, cred că nu suntem, nu s-au dat legile astea așa de bine și s-au dat târziu legile. Nu s-a dat deocamdată nimic, este doar un anunț al președintelui, da, în care președintele anunță că în urma unei discuții vor fi luate niște măsuri. Bun, acum, mulțumesc. Acum, apropo de ce spunea ascultătorul nostru mai devreme, că biserica nu ia opoziție, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, domnul Vasile Bănescu, i-a îndemnat pe români să ia foarte în serios pandemia de COVID-19 și să asculte de sfaturile medicilor. Nu are un îndemn direct la vaccinare, dar pe de altă parte, poate că nici nu e rostul unora care nu se pricep să spună vaccinați-vă sau nu vă vaccinați. Dar n-ar fi rău ca biserica să contribuie mai activ la campania asta cumva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.